Ok, allora ricominciamo, buon pomeriggio a tutti e iniziamo con questa seconda parte vedendo qualche spettacolo del Sibu Festival e anche il Entriamo anche sito e dalla poi parte ci sarà spazio anche per le domande e per un'analisi un generale. video già andrebbero generale. Iniziamo con Faust. Volete introdurre? Producere? În clipa asta e probabil cel mai mare ca format spectacol din Europa. In momento attuale è quasi il più grande come formato spettacolo in Europa. L'am făcut special pentru Capitala Culturală Europeană în 2007. L'hanno fatto nel 2007 proprio per il festival Și pentru capitala culturală. e per la capitale europea. E într-o fabrică comunistă dezafectată. In un'azienda, in una fabbrica ex comunista disabitata. Folosind toate trucurile din acea fabrică. Un pod rulant, șinele de tren, totul. Utilizzando tutto il materiale originale della fabbrica. Sunt 120 de oameni în distribuție, este o cifră enormă. 20. Sono 120 dipendenti Actorii. attori. Și pe lângă mai sunt încă 30 de tehnicieni care manevrează tot ce e acolo. In più 30 tecnici che collaborano, che aiutano. Paradoxal, toată lumea când l-am făcut, am fost convinși că nu-l vom putea niciodată muta. Quindi tutti quanti ci scommettevano di non Că nu va merge niciodată che în turneu. Non avrà nessun successo, ecco, non funziona, non sarebbe funzionato Până in acum festival. am fost în patru mari turnee și avem altele planificate. Fino adesso sono stati già in quattro grandissimi tornei e ci sono degli altri in Am fost în progetto. Edimburg, în oficial, și au fost capabili să plătească 2 milioane de lire sterline ca să mergem la Edimburg. Edinburgh hanno pagato 2 milioni di lire proprio per andare În primul per rând că au spettacolo. trebuit să amenajeze. Da. Eram în jur de 2 milioane și jumătate de euro. All'incirca di 2 milioni e mezzo di euro. Au luat o hală de vite undeva la un ceas departe de centrul Edimburgului și au amenajat hala aia așa cum aveam noi nevoie. Hanno preso un capannone, no? Proprio per fuori città, proprio per allestire per la realizzazione Am mai jucat în Frankfurt, într-un depozit de tramvaie. Sempre a Frankfurt in un deposito di tram è stato proiettato. Am jucat într-o fabrică la Maribor, în capitala culturală europeană. Nella capitale europea, Maribor, Maribor è stato în anche Slovenia. in Slovenia. Am jucat de asemenea la Bruxelles, într-un spațiu de expoziții, ture taxi. In un'esposizione, un expo, sempre un capannone grande, Ture taxi, anche da. tour taxi. Și am jucat la Cehov Festival, tot într-un spațiu de expoziții la Moscova. Sempre in una fiera, in un'esposizione, anche A Mosca. a Mosca è stato proiettato. Și avem turnee la Stuttgart anul viitor, Bochum și Weimar. Bochum, Varma, Weimar Weimar și Stuttgart per l'anno prossimo, tot în fabrici. sempre nelle aziende, nei capannoni. Mergem la Shanghai andremo a Shanghai. și în 2016 la Tokyo, în spațiu de expoziție a guvernului. Nel 2016 a Tokyo in un spazio espositivo dello Stato, del governo. Și suntem în discuție cu Lincoln Festival in trattative con în Statele Unite
pentru 2016-2017. È in trattative con il Festival Lincoln americano tra il 2016-2017. Absolutely. Absolutely. 150 all the time. Da. Ce-i paradoxal, un spectacol atât de mare, il paradosso, no? Chiar dacă e îngrozitor de scump, se vinde mai ușor decât un spectacol cu 30 de actori. È il paradosso, no? Anche se il numero, no, è eccessivo, si vende meglio, anche il costo più eccessivo si vende meglio rispetto a uno spettacolo forte bun, dar cu 30 de actori. Buono, però solo con 30 attori. Paradossale. È un paradosso. Open a little bit and after that we will she's a woman, she's playing Mephisto. She received 3 times the best actress in Romania and also Ofelia Popi. And she received the Herald Angel in Edinburgh as the best artist in Europe. How many people can see this show? Maximum 550. Do you prepare the seats for the audience? Yes. Yes. All the time there is a kind of a graden. So the beginning is as a normal show. You'll say it's in Italian, it's a space like an Italian space, the audience is there and everybody's asking why they brought us in a factory. She's Mephisto. And they are the students of Faust. This is the voice of Faust. Yes. Yes, all time with translation. But there are not many, many words. We can go a little further. Even. Ah, it's too much. It's too much. Something like that. It's the moment when already Faust signed the contract with Mephisto. And will be a special moment when will be the opening of. Respect
So the music is live and is done by our actors. And they have the possibility to go under the spectators. Exactly. So the actors can go, the chorus, the music is live. And the actors can come under the spectators, under the seats. And they are singing from there. And also from out of the scene. Dei subspettatori. No, gli attori escono da sotto il sedile dei spettatori. Even this at the moment with Margaret, Silvio decided to be not only one, to be seven. So there are seven Margaret, and in the script of Goethe, he's saying the girls, they have 14. So we are using girls between 10 and 14. It was a big scandal. Why to be so young? And it is definitely very strong, the show, to see, you know, an old man trying to be with these young girls, and not only one, seven. So look, there is a system as the train where the set can go out, you know. It's the first meeting of him with the girls, directed by Mephisto. Care fata? Aceea, de la popor vine, e fără de păcate. Ce suflet pur. Dar are mai șansă. He's asking all the girls to be at him. And now she is with the contract in her hands. Image, unfortunately, are not so good. They are playing in quite different lights, and will be the night with Margaret.
definitely everything is done by Mephisto, even taking the virginity of the girl. Look, now the set will be opened and there are three times more space behind and will be the Walpurgic night. And all the public will be invited to go there. Public is invited to go and they are bringing all the spectators in the Walpurgic night. Definitely it's not easy because we are working with fire and it's quite difficult, special approvals, security. Thank you.
have also a band, a music band that is working live there. Yeah, they are behind them. Go a little further. There are six witches hanged on a rural bridge. The moment when Margaret is pregnant and when they are killing the children. If you can't see behind all the factory was taped with the graffiti. There was 40 students from the Academy of Design, and they did 1 year. They worked the entire space. What I said, you know, to do a space like that, I needed a lot of money to secure the building, to renew the floor, to do everything in a good level, and to have also spaces for actors, to have hot water, everything. And because of the culture capital, I did this. So the show is still working. This is a fabulous result, you know, to have, after 7-8 years, a show surviving, and now is the most important culture brand of Romania. Exactly. Absolutely. Exactly. Exactly. It's not only fireworks, and after that, forget it. It's already quite in the end. It's the exactly after the adventure in the Walpurgis night. Everybody is invited to come back to the seats, and it's the moment when he's dying, when he's saying,
the moment stop. And is the crisis of Mephistopheles. Ah, da, până acum avem în jur de 300 de reprezentații. All'incirca di 300 fino adesso. În oraș a fost în jur de 240. In Sibiu? Da. A Sibiu è stato per esempio 240 volte. C'è l'altro ha fatto in tournée. Gli altri sono stati fatti in tournée. Quando in tournée lo spettacolo è una replica? Doro dato, quindi sono una fara. No. Cioè mai più di 5 spettacoli. Meno di 5. Presentazioni. Meno di 5 no. E è forte, foarte mare. Foarte mare, numai se costruiești o hală, se... No, la difficoltà di costruire tutto il capannone, di allestire con tutto, hai visto la mulți oameni, 150. Per portare 150 persone, quindi bisogna lo spazio. Questi sono i costi. Să avem cât mai multe spectacole ca să se recupereze din bani. Per questo puntano su più spettacoli per cercare di recuperare del denaro. Quanto costa il biglietto per questo spettacolo? Cât costa biglietto pentru acest spectacol? În Sibiu costă 10 euro. A Sibiu 10 euro. În Edinburgh a fost 300. In Edinburgh 300. Lire. Lire. In euro. La Bruxelles au fost 250 de euro. A Bruxelles 250 euro. Și la Frankfurt 220. A Frankfurt 220. Dacă puteți să spuneți de Purcalete. Da, să vorbiți. Può essere considerato il regista in residenza, no? Fie considerato registro de reședință. Nu, el la Sibiu are cele mai multe spectacole, puse, dar el este un mare regizor și de opera, an de an face una, două opere. Da anni fa opere, no? Quindi și nu în România, de e non Germania, in Romania. În Marea Britanie, în Franța. Germania, Gran Bretagna, Franța. Puoi dire qualcosa sul profilo artistico di Purcalete? Profilul artistic, biografia. Cred unul din cei mai importanti regizori din lume în clipa asta. În momentul attuale il regista più importante del mondo. Uno tra i più importanti del mondo. A plecat din România în 1993. A andato via dalla Romania nel 1993. Până atunci a montat la București, la Craiova. Fino ad allora ha montato, noi andato, ha lavorato a Bucarest, a Craiova. Și încă vreo două, trei orașe. De alcuni altri due, tre città. A fost primul regizor din România care a fost invitat la Edinburgh în 1990. Nel 90, 1990, è stato il primo regista invitato a Edinburgh. A mers cu Macbeth, cu scene din Ubu. È andato, no, con Macbeth. Cu scene din Ubu. Con le scene di Ubu. Da, a fost o combinație între cele două texte. Una combinazione tra i due testi. Și a avut foarte mare succes. Con grande successo. A fost apoi invitat să conducă Teatrul Național din Limoges în Franța și l-a condus timp de 6 ani. È stata la guida del teatro Limoges per 6 anni.
Apoi am făcut cu el Danaidele și am fost la Avignon în 1995. Sono stati ad Avignon nel 1995. Un spettacolo di assemenea foarte mare, erau 80 de interpreti. Lo stesso un spettacolo molto grande dove erano, hanno partecipato 85 attori. După care a început o carieră foarte mare, a montat în marile teatre din Europa și din lume. Dopo ho iniziato la carriera ancora più in alto nei teatri in Europa e nel mondo. Montat, știu, pornind de la Odeon până la Royal Shakespeare, am montat la Vienna, la Berlin, în marile opere. Nelle grandi opere, da, da Vienna. Acum montează la Sankt Petersburg, cum spuneam, va monta la Moscova, va monta la Tokyo. Lavoreranno a San Pietroburgo, a Tokyo. Și am mers cu el practic în toate marile festivaluri care există. E sono stati insieme a tutti ai più grandi festival esistenti. Din Statele Unite până în Australia. Dall'America all'Australia. La formazione teatrale. Deci el a făcut școala de regie la București. Ha fatto la scuola di regista a Bucarest. De asemenea, am făcut școala de actorie la București. E la școala de actorie am făcut-o la București. Nu, în italiană. Scuzați-mă. La scuola di attore l'ho fatta a Bucarest. În România, regia se studiază diferit de actorie. In România, la regia si studia completamente diverso nel diventare attore. Clasele lucrează împreună, dar profesorii sunt diferiți. Le clase lavorano insieme, però i docenti sono diversi. Ci dici un po' come, diciamo, come la formazione per attore, per regista in Romania? Quali sono i luoghi dove si fa la formazione? Scuola de teatro e pentru 4 anni, per la scuola per attore di 4 anni. Se începe cu descoperirea corpului și a lăuntrului fiecărui tânăr actor. Si inizia con la scoperta del talento, del corpo. Și lăuntru. Lăuntru, ce înseamnă, cum să spun, spiritul lui, atenția... Il suo spirito, la sua attenzione, la respirazione, tutti i dettagli che țin de unicitatea unei personalități. Tutti i dettagli che tengono dell'unicità di una persona. Și se pornesc cu exerciții de improvizație. Si parte con gli esercizi di improvvisazione. De atenție, de lucru cu obiectul apoi. De atenție, cu lucru de lavoro. După care se trece treptat la texte. După piano piano si passa ai testi. Se trece prin toate etapele mari dramaturgii. Si attraversano le tappe della grande drammaturgia, no? La grande drammaturgia. Shakespeare, antici, Gogol, Chekhov, realism, absurd, experimentalism, contemporary, quite everything. Yes, yes. And also style, let's say, in a way you are playing Brecht, in another way you are playing Chekhov, in another way you are playing Goldoni, in another way you are working with mask, in another way you are doing pantomime, in another way you are doing anti-chorus, and so on. So it's definitely very complex.
and the last year of studies is doing at least two different shows and to have two different parts, maybe drama and comedy as interpreter. The same are doing the directors, but they have the task to work with the young actors. And usually we are working as actors with our colleagues. And they are directed by their professors that usually are very, very known directors. And they have the same task, but not like in acting. What means to direct an actor for Brecht? What means to direct an actor for, I don't know, Shakespeare, Greek antique tragedy, and so on. In the same time, what means to do a script, to understand the value of dramaturgy, to have also the idea what means music in the show, what means set design, what means costumes, what means colors, what means dimensions, and so on. It's definitely, and for directing is 5 years. And there is just one academy for theater? Yeah, there are many now. Till in the Ceaușescu time, in the end of his period, so till in 90, there was only in Bucharest. And now there are at least in 7-8 cities, but not everywhere there are everything. Because there is directing, acting, there is also movie, also choreography, pantomime, puppets, and so on. So there are few, I think, only in Bucharest. There are all of them together. And there are some schools, as I'm doing only acting, culture management, and directing. You mean in your in Sibiu, yes. Yes, yes. Or is it the same thing? Now the university is bigger. We have 35,000 students and 10 different faculties. And we have a special faculty department for acting, culture management, and directing. So we are independent. We have our money. We have the center of research, everything together. So we are, in a way, independent. Okay. We are definitely in the middle of the university, but we know exactly how much money we have, how much we spend, and all the money that we are bringing, we can use it. It's not going to the university. And the title is the same in the university? Yes, yes. How much pay the student for you? Depends. There are places financed by the state and there are paying system. Not many, because in our opinion it's not good to have too many students. Quite all the schools in Romania, they are fighting to have as much students they can to have more money. This is not good because it's not good result in the end. You know? And in acting we have a maximum 12, and in culture management we have maximum 15, and in directing we have only 8. So you select the all alike, it's an unbelievable selection. There are around 100 for one place. It's a huge, huge selection. And for a student in acting, for the payment, it's around 5,000 euro per year. In directing, it is 12,000 per year. And in culture management, it's only 3,000 per year. And they pay the apartment and the food? This is extra. Extra? This is extra. But usually the students receive the from the government, right? Maybe no, some of them. No, the money that are coming from the government
are only for the free places. But usually the students who are paying are not coming from Romania. Are coming out of Romania. And how long is the school? So your 4 years for actors, years. 5 years for directing, 4 years for culture management, another 2 years for MA, another 3 years for PhD. Deci se prezintă la o școală de profesioniști. Absolut, absolut. Si. What it is really extraordinary, all the students they finished our school, all of them are engaged. Nobody is out of job. Nobody. Quindi alla fine riescono tutti a trovare il lavoro alla fine della scuola. People prefer to study in private schools or in public. But our school is public. Yeah. But there are also private? There are private, but it is very expensive, and in the same time, they are not linked with some very important theaters or something, you know, to give them a security after that they will do something good. It's only for the rich people to go and to have, let's say, a diploma that they are actors. Something like that. Okay. I think it will be good to show a little bit the tram, because it's good to show some different tram. Venues. It's there, Popescu, yeah. Un tram chiamato Popescu. It's uno, due, uno. Per uno spettacolo come questo, a parte l'aspetto tecnico, scenografico, a livello attoriale, quanto tempo ci è voluto per prepararlo? Un actor che ta c'è chi ha avuto ne vuoi di apprezzatie, c'è spettacolo. Spettacolo sta l'han produs in due periode. A fost o perioadă de lucru specială cu un coreograf. È stato diviso in due parti, non lavoro, una parte con un coreografo. In care au muncit aproximativ 2 luni. Dove hanno lavorato più o meno all'incirca di 2 mesi. În același timp, tot în aceeași perioadă. Nello stesso momento e nello stesso periodo. Au lucrat cu un muzician. Hanno lavorato con un musicista. La fel 2 luni. Lo stesso 2 mesi. După care am avut o perioadă împreună în care au lucrat cam o lună și jumătate toți actorii în spațiu pe care le. Dopo tutti insieme nello spazio visto all'incirca di un mese e mezzo hanno lavorato tutti insieme. Cam 3 luni, 4 luni a durat tot pentru că trebuie să pregătim și hala. Să hanno dovuto preparare, no, tutto il capannone, pittare, 3-4 mesi. Per questi spettacoli voi cercate una connessione solo con il posto o anche con la comunità? Cercați o conexiune doar cu postul sau și cu comunitatea care este? În primul rând, spettacolo am putut să-l fac grazie capitale culturale, așa cum spuneam. Lo spettacolo è stato possibile realizzarlo grazie no, al capitale culturale, sì. Am putut să închiriez hala pe care o am și acum închiriată. Ho potuto affittare il capannone che adesso tuttora ce l'ho ancora affittato. Să pot să fac investițiile în ea. Per poter investire, far, no, investire nel capannone. Și atunci am putut să folosesc fondurile de la Capitala Culturală într-un sezon regulat, într-un sezon normal nu am cum să fac un astfel de spectacol. E quindi entrare in una stagione normale con i fondi della Capitale Culturale.
După care, ca să poți să întreții un spectacol, asta e foarte greu. Dopo il mantenimento di uno spettacolo di questo genere è veramente difficile. Pentru că în timpul iernii trebuie să încălzim hala. Per il periodo invernale bisogna riscaldare il capannone. A trebuit să o izolăm foarte bine. Rinforzarla. În același timp am schimbat până acum 3 generații de margarete, pentru că deja primele margarete sunt deja măritate. Hanno cambiato già 3 generazioni di margarite perché le prime sono già sposate, quindi sono state cambiate già 3 volte, 3 generazioni. Și au fost studenți care au plecat, pe care i-am înlocuit. E anche alcuni studenti sono stati sostituiti perché alcuni sono andati via. Deci în fiecare an reînnoim spectacolul. Ogni anno si rinnova lo spettacolo. Ripetizioni. Qual era l'uso del capannone? Nella... Che uso ne facevano di questo capannone? Prima? Prima. La ci ha folosito una inte a questa fabbrica. Era una fabbrica care producea strunguri. Era o chestie... Chestii mașini industriale. Ah, era un capannone che produceva i macchinari industriali. Sunt zeci de astfel de hale care sunt abandonate. Centinaia di capannoni così abbandonati di questo genere. Acum sunt depozite sau... Adesso sono depositi. Noi am fost primii care am luat spațiul ăsta și după ce a fost inițiativa noastră, acum sunt zeci de astfel de inițiative în România, în alte orașe. Sono stati i primi a prendere questa iniziativa e adesso sono tantissimi altri che hanno preso spunto da questa iniziativa di usare i capannoni così. Volevo chiederti sempre rispetto alla formazione dell'artistica, no? Dentro formare artistica. Insomma, in Italia si parla spesso di una scuola. In Italia si parla di una scuola per attori, no? Che viene dalla tradizione sovietica, no? Che è stata molto molto importante, no? In Romania è un melange între tradiția, în primul rând Stanislavski, Meyerhold, care vine din zona rusească, nu atât sovietică. No, una parte che arriva dalla parte della Russia, non sovietica. Questo accade in Romania, una care parte. Care spuneam Stanislavski, Stanislavski, Meyerhold. Meyerhold. Combinat cu ce înseamnă școala germană, Brecht. Abbinata, no, alla scuola tedesca. Zona precisă, expresionistă. La zona precisa, expresionista, l'espressione, in cui attori invață să cânte la instrumente, in cui tehnica corporale este mult mai precisa. Dove gli attori imparano a suonare uno strumento, la postura del corpo è molto più precisa. Și de asemenea e o bună influență care vine din comedia dell'arte, dinspre Italia și dinspre scuola de text franțuzească. È un'influenza, no, che arriva dalla parte comica italiana e commedia dell'arte italiana e quella francese. Scuola francese dello stile. È la scuola francese dello stile. Ma per esempio negli spettacoli di Purcarete, no? Secondo me c'è molta l'impronta della regia, no? Este foarte mult impronta a registrui. Che un po' prevale, no? Rispetto alla forza dell'attore, no? Che più si legge di più, diciamo, la mano del regista e meno il lavoro dell'attore. Che ne pensi? No, no, no. El pune foarte mare bază pe actor. Base mette nol sull'attore. Și de obicei când începe să lucreze, are o perioadă de 2-3 săptămâni în care nu mai improvizează cu actorii.
è un periodo di 2 settimane dove solo improvvisa con gli attori. Vine și de teme care sunt legate de structura textului. No, da un tema che viene legato alla la struttura del testo. Și noi ca actori trebuie să facem improvizații și până a doua zi să pregătim și să îi le arătăm. E come attore bisogna improvvisare e il giorno dopo farli vedere. Deci, vrând nevrând, el se bazează pe actori foarte buni care sunt capabili să improvizeze și să vină cu teme pregătite deja. Voi non voi, no, bisogna fa affidamento sugli attori che sono bravi nell'improvvisare, quindi di venire con delle tematiche forti. După care ia din exercițiile bune și începe să le prelucreze, le schimbă, estrae, no? Găsește alte direcții, dar fără actor foarte bun nu ai cum să faci astfel de lucruri. Senza della capacità di attori così bravi è impossibile fare, realizzare. Però, cioè, nella tradizione russa, cioè, abbiamo conosciuto come dire, anche una disciplina dell'attore, no? Conosco una disciplina attorului. Absolut, absolut. Numai că sistemul Stanislavski este folosit de obicei ca sistem de dezvoltare a actorului în primii 2 ani. Quindi viene utilizzato solo come apprendimento solo nei primi 2 anni il sistema, il metodo. Se trece în Michael Chekhov, Meyerhold, Lee Strasberg, în improvizație dopo, și așa mai departe. Dopo si passa nell'improvvisazione e ad altri. Jocul cu masca, în zona absurdă. Nel gioco della masca. Practic se încearcă acoperirea tuturor temelor. Cercano di coprire tutte le temi, tutti i temi. Inclusiv eu am profesori care vin din Japonia sau din America, care merg pe tema Augusto Boal, alții care merg pe ce a făcut Eugenio Barba cu toată cercetarea. Nu am profesori care vin din cioè profesori che arrivano dal Giappone, dall'America, che hanno iniziato sisteme după Augusto Boal. Sistemul, no? După Augusto Boal. Sistemul tradițional japonez de la Kabuki la Kyogen și așa mai după departe. După sistema japoneză. Am chiar un spectacol Kabuki în repertoriu. Ha nel repertorio uno spettacolo di Kabuki. Volevo sapere la tua impressione un po' sulla condizione dell'attore oggi, no? Nella contemporaneità, no? De posizia attorului in contemporaneità. Insomma, la mia impressione è che stia perdendo questa dimensione mitica, no? Del mito dell'attore, no? Assolut. In perioda di Ceaușescu, nel periodo, no, del comunismo, del Ceaușescu. Când eu m-am format ca actor. Când eu mi sono formato come attore, la mia formazione di attore. Actorii erau legende. Gli attori erano leggende. Ceaușescu ura actorii. Ceaușescu nutriva dell'odio nei confronti degli attori. Orice mare dictator se teme nu de lacrimile poporului lui, ci de râsul lui. Qualsiasi grande dittatore non ha paura delle lacrime del popolo, però delle sue risate. Și atunci a redus enorm locurile pentru profesioniști, pentru actori în perioada comunistă. Per questo hanno tagliato i posti, no, per gli attori, quindi sono stati tagliati nell'epoca del comunismo. Și promova mișcarea de amatori. Promovava il movimento di amatori. Și atunci, în fața publicului, actorii profesioniști erau foarte importanți.
E allora no, gli attori davanti al pubblico erano molto importanti. Și foarte respectați. E molto rispettati. După Revoluție, făcându-se atât de multe școli, dopo la rivoluzione, no, dopo tanti studi, tante scuole, au apărut de 10 ori mai mulți actori pe piață. Sono usciti sul mercato 10 volte di più attori, no? Attori 10 volte più numerosi. Nu toți cu mare și foarte bună formație. Molti non con una grande preparazione, formazione. Nu au apărut multe teatre în plus. Au apărut, dar nu foarte multe. Non per quanto riguarda i teatri, sono apparsi anche dei teatri, però non molti. Și atunci cine nu a mai găsit slujba au ajuns prin televiziune, au ajuns prin tot felul de spații informale și vrând nevrând imaginea mitică a actorului s-a mai degradat. Chi non trovava no lavoro man mano iniziava a prendere delle altre strade come la televisione e poi man mano è iniziato a scendere. La causa della fine della leggenda, no? Del mito dell'attore è legata anche alla importanza che hanno altri linguaggi, no? Come il cinema, come la televisione, come le nuove tecnologie. Sunt de acord și nu sunt de acord. E d'accordo e non è d'accordo. Pentru că în clipa în care vorbim de, nu știu, Arian Mușchin sau quando parliamo sau Silviu Purcărete sau cine a făcut o școală foarte serioasă, televiziunea îl ajută pentru că îi dă nume și renume. Quindi chi ha fatto, no, come dei nomi importanti, la televisione lo aiuta. Perché? Pentru că arată unicitatea muncii lor. Fa vedere l'unicità, no, del loro lavoro. Deci, nu întâmplător de dimineață am vorbit de calitate într-un festival. Același lucru trebuie să fie și în zona educațională. Foarte mare calitate. Mm. Din păcate, sistemul Bologna este un sistem... Però stai parlando di una generazione di registi, che, diciamo, è vecchia, no? Vecchia. Di una vecchia generazione, no? Da. Perché sì. Le nuove generazioni sono ci printre cei tineri. Ci sono anche tra i giovani. Dar foarte puțini. Però molto pochi. Față de generațiile trecute, atunci erau rispetto a prima 7-8 puternici într-o generație. Acum găsești 1-2 în 3-4 generații. Prima erano 7-8, adesso trovi uno ogni 4 generazioni. Uno la 4 generazioni, hai spus, no? Da. Sì, uno a 4 generazioni. Asta și din cauza faptului că multe școli au adoptat sistemul Bologna. Nu sunt singura școală care n-a adoptat asta. În 3 ani n-ai cum să faci un actor. Perché molti hanno adottato il sistema di Bologna e io no, e per questo non è possibile di fare in 3 anni una scuola di attori. Sau in 3 anni se faccio un regista. O come in 3 anni diventare regista. Se fai regista ti serve o cultura, uriașă. Per essere regista ti serve una cultura, una ricca mi cultura. Mi interessavano questo tipo di ragionamento, no? Anche collegandoci a quello che diceva Ehrenberg stamattina, no? Un po' la sua visione, la sua filosofia. Non collego cara fosse di minanza, con filosofia. Non la vedo molto coerente. Non è molto coerente con questo tipo di discorso che facciamo sull'attore, no? Avendo in vedere che ci espone a domino di minanza, sento do dei. Però se noi diciamo che tutto è cultura, tutto è teatro, che tutti siamo attori, no? Secondo me affrontiamo in maniera sbagliata anche, guardiamo in maniera sbagliata a quello che è il ruolo dell'attore nella nostra società. Ogni società è nostra. Sono agresso tal, ce spuneți. Deci sunteți de acord? Absolut. Concorda pienamente con quello che sta dicendo lei. In același timp,
nello stesso tempo, cioè non distinguiamo più, non facciamo differenza tra chi si fa carico, no? di una professione, di un mestiere e di una missione che è importantissima per l'attore, è forte importante, no? E chi come fa un lavoro culturale che è importante, ma che non è la stessa cosa del Absolut din cauza asta eu am făcut școala de management cultural. E per questo ho fatto la scuola di management. Pentru că acolo ei de fapt sunt, dacă vreți, cei care muncesc pentru regizori și pentru actori. Perché da là, no, nella scuola di management lavorano per gli attori e per i registi. Ei trebuie să facă proiecte. Loro devono fare i proiecti, sì. I progetti. Dintre ei, cei care scriu bine, devin dramaturgi. Fra loro chi scrive bene diventano dramaturgi. Dintre ei, care sunt mai buni pe zona de promovare, tra di loro chi diventa più bravo, no, nel promuovere, îi pun la PR. La tot ceea ce înseamnă promovare, media, li vengono messi, no, a tutto quello che significa promuovere. Alții sunt buni în ceea ce înseamnă gândirea unui proiect. Gli altri sono bravi nel pensare, no, la realizzazione del progetto. Atunci pe ei îi pun producători, îi pun să facă proiecte europene, să aducă bani. E loro diventano produttori europei, europeni, ma finché portano del denaro. Deci, eu cred în lucruri concrete, în filozofii care în spate nu au proiecte concrete. Penso nelle cose concrete, non nelle filosofie, credo già nei progetti concreti. Mm-hmm. Un esempio, cum facem ca în lege, în primul rând, toate instituțiile culturale să aibă dialog între ele. Un esempio, no? Come fare affinché tutte le istituzioni le cesi abbiano un confronto. Și aici trebuie să fie abilitatea și viziunea unui om care să-i determine pe politicieni să poată să aibă dialog cu toate aceste instituții, pentru că dumneavoastră nu aveți niciun dialog cu municipalitatea. Și municipalitatea vrea capitală culturală. Păi cum se facă fără voi capitală culturală? Municipiul, no? Il comune che non, municipio che non ha un contatto con voi, come potrebbe realizzare una capitale culturale, visto che non avete un dialogo? Când eu am preluat, pentru că ideea a fost a mea de a face Sibiu capitală culturală. L'idea è stata mia di fare Sibiu capitale culturale. M-am dus la primar. Sono andata dal sindaco. Și am spus, trebuie să luăm toate instituțiile de stat dobbiamo, și private. Dobbiamo prendere tutte le istituzioni, sia private che statali. Din Sibiu și din regiune. Da Sibiu e anche dintorni della regione. Facem o asociație. Realizziamo un'associazione. Și așteptăm de la toți propuneri de proiecte, chiar dacă sunt unele din ele total aberante. E aspettiamo da parte di tutti dei progetti, anche se alcuni possono essere aberanti, no? După care ne-am întâlnit cu toți. Dopo ci siamo incontrati tutti. Împreună cu toți politicieni. Insieme ai politici. Și s-a decis. Eu venind cu ideea, mă voi îngriji de ce înseamnă calitatea acestui proiect pe viitor. E io mi sono preso la responsabilità di quello che significa la qualità di questo progetto. Și așa am dezvoltat proiectul nu pentru 2007 când să avem focuri de artificii, ci pentru o perioadă foarte lungă. E così è stato sviluppato non solo per 2007 per avere dei fuochi di artifici, però per un periodo lunghissimo.
ci e vorba di un spettacol pe care l-am făcut într-un tramvai care leagă Sibiul de un sat în apropiere, la vreo 20 de kilometri, unde s-a născut Ciorat. È il collegamento tra Sibiu, è una città, un paesino a 20 chilometri, quindi lo spettacolo si svolge nel tram, il paesino di nascita natale di Ciolan. Spettacolul francese, spettacolul începe de când pleacă tramvaiul până se întoarce, un ceas și jumătate. Quindi lo spettacolo inizia dalla partenza del tram fino all'arrivo e per la durata di un'ora e mezza. Sono numai 30 de locuri. Ci sono solo una trentina di posti. De obicei e o bătaie așa de mare pe bilete încât am hotărât ca nimeni să nu poată să cumpere mai mult de două bilete. Quindi, visto la richiesta per questo spettacolo, è stato messo praticamente un limite, un barem, dove non si può acquistare più di due biglietti. Perché i prezzi non sono mari deloc, è vorba numai di 8 euro. Visto anche il costo molto economico, al prezzo di solo 8 euro. Și atunci, pentru că sunt foarte mulți oameni bogați care vor să cumpere spectacolul integral, sunt 30 de locuri numai, pentru ei le-am pus 10.000 de euro. E visto la richiesta per una clientela ricca, ha messo un prezzo, un costo di 10.000 euro. Dacă vor să ia 30 de bilete. Se vogliono acquistare tutti i 30 biglietti, tutti i 30 posti. Da, e un spettacolo per care l'avem de 8 anni. Da 8 anni. Sono convinto che se va mai giocare anche 30 da. E sono convinto che si giocherà ancora per 30 anni. Un regizor din București, Gavril Pinte. Un regista da Bucarest, Gavril Pinte. Și grație succesului care l-am avut, am făcut un alt spectacol după Cioran. E dovuto a questo successo è stato fatto un altro spettacolo di Cioran. Sì. Cioran, când a plecat din sat, de acolo din Rășinari, a plecat la Paris și nu s-a mai întors niciodată. Cioran, quando è andato via da Rășinari, il paesino, è andato a Parigi e non è più tornato. Asta s-a întâmplat înainte de război. Questo è successo prima della guerra. Și după a venit comunismul, nu s-a mai putut întoarce niciodată. Dopo è arrivato il comunismo e quindi non ha più avuto la possibilità di tornare. Și noi am făcut un spectacol imaginând cam ce ar însemna întoarcerea lui Cioran acasă. E hanno realizzato spettacolo nell'immaginarsi quello che sarebbe accaduto nel rientro di Cioran nel paesino. Folosind scrierile lui, bineînțeles. Utilizzando le sue scritture. Și al doilea spectacol are la fel de mare succes. E anche il secondo spettacolo ha lo stesso grandissimo successo. Și tramvaiul acum nu mai este folosit pentru că este foarte vechi. Este primul tramvai pe la 1900 a fost construit. Adesso il tram non è più utilizzabile, non è più funzionante perché è un tram del 1900. Nu, el funcționează, dar funcționează ca la 1900. Funziona, però funziona come nel 1900. Da. Și atunci l-am primit cadou și îl folosim numai pentru spectacoli. L'abbiamo avuto in regalo e lo utilizziamo solo per i spettacoli. Ideea e că cineva își spune, domne, aș vrea să am un tramvai al meu.
l'idea è che qualcuno dice voglio avere un tram mio. Numai pentru mine. Solo per me. Să-mi fac nunta acolo. Nel farmi il matrimonio là. Să trăiesc acolo cu toată familia mea. Nel vivere con tutta la mia famiglia. Și să merg la cimitir cu el când voi muri. E di andare al cimitero nel momento in cui andrò via, morirò. Nu, aia era muzica. Quella era la musica. No, ci sarea. Ah, sarea. El e un actor, dar cântă foarte, foarte bine la vioară. È un attore, però suona molto bene il violino. El e mirele. È lo sposo. Și el vrea tramvaiul pentru el. E anche lui vuole il tram tutto per sé. Questo è il tramvaio che pleacă. Questa è la partenza del tram. Questo è il tram. Asta e începutul vieții, când toată lumea este bucuroasă și toată lumea este mire și mireasă. Questo no è l'inizio della vita, quando tutti sono felici e sono tutti sposo e sposa. Indiferent că unii sunt mai bătrâni, mai tineri. A prescindere, no, che alcuni sono più giovani, gli altri più, più grandi, più anziani. Chiar vis-a-vis de spațiul ăsta este cimitirul.
No, là vicino proprio c'è il cimitero. Alle spalle dove si vedono gli alberi. Și toți care sunt invitați în tramvai sunt chemați pe nume, ca la nuntă, dar și ca la mormântare. Tutti quelli che sono nel tram vengono chiamati per nome, sia come al matrimonio, però anche come al funerale. Andare più avanti. Dopo balle pornì. Il tramvai emerge un pădure. Adesso il tram va attraverso una foresta, attraversa una foresta. Ma, din păcate, registrarea s-a făcut fără public. Purtroppo la registrazione è stata fatta senza il pubblico. De obicei sunt cei 30 de spectatori care în cap. Di solito ci sono i 30 spettatori che... Și din câte văd, registrarea a fost făcută într-o perioadă când nu, copacii nu sunt verzi deloc. Toamnă, când va o toamnă târzie. Visto, no, gli alberi, no, i colori degli alberi, è stato molto probabilmente fatto in un autunno più avanzato. Da, drumul este superb, superb și combinat cu toată povestea, este un traseu extraordinar și este un alt exemplu de felul cum un lucru care era pe cale de a fi abandonat pentru că primăria împreună cu municipalitatea cealaltă din sat, din Rășinari, vroiau să scoată șinele pentru că e un tren vechi care are șine mult mai înguste. Noi am găsit această utilitate și iată, nu a fost distrus. Quindi tutto questo percorso stava per essere distrutto dagli entrambi i comuni, no, della parte di Sibiu sia dal parte del paesino. Loro sono riusciti a trovare questo sistema per rivalutare e a far sì che questo non accada. Așa, acum e o propunere care vine dinspre UNESCO ca el să devină patrimoniu UNESCO. E adesso sta venendo una proposta da parte del patrimonio UNESCO per farlo diventare patrimonio UNESCO. C'è interazione tra gli attori pubblici? Absolut. Sì, certo. Deci toți devin parte a acestei nunți, a acestei povești, a acestei tutti diventano incursiuni parte in viață di questo matrimonio di tutta la vita fino alla morte, tutti partecipano. Sunt opriri, sunt stații. Absolut. Da, sì. Da. Și în fiecare... Scendono, da. Se coboară, da, se urcă, si scendono, salgono. Și întorsul este la fel ca și dusul? Când ajung în Rășinari, e un moment în care cei din comună fac un cadou, îi pun pe toți la masă și... Ah, quando arrivano nel paesino Rășinari, il comune, no, ospitano proprio gli invitati, no, del tram. Și petrec un sfert de ceas la masă. E trascorrono un quarto d'ora a tavola tutti insieme. Sunt serviți cu produse tradiționale, cu țuică, cu băutură specială. Vengono tutti serviti con grappa tipica, con liquori tipici, con cose tipiche. După care continuă spectacolul înapoi.
e dopo lo spettacolo riparte, sì, per il ritorno. Ah, din păcate se termină la cimitir. E purtroppo finisce al cimitero. Da, e un spettacolo plin de încărcătură emoțională. Și... è uno spettacolo pieno di emozioni. Am vrut să-l arăt pentru că e un lucru special. L'ho voluto far vedere proprio perché è una cosa speciale. Am făcut alte spectacole, am făcut într-un lac aproape de Sibiu, într-un lac sărat. Ho realizzato anche un altro spettacolo in un lago salato, sempre a Sibiu. Am făcut alte două spectacole în alte două hale industriale. Altri due spettacoli che ho realizzato sempre nei due capannoni. Am făcut un alt... Am jurul capului un fel de lumină la care duc mereu mâna ca la chipiu. Am făcut un alt spectacol în, de fapt, vreo trei, în diverse muzee. Ho realizzato tre spettacoli in dei musei. Și cu studenții ei au temă. Și aici nu se pot juca pentru că trebuie să facă ce le cer. E con i studenti hanno il tema, no? Quindi qui non si può scherzare, bisogna fare quello che richiedo. Toți trebuie să-și facă spectacole în cluburile de noapte, în puburi, în discoteci, unde generațiile lor se întâlnesc. E tutti devono realizzare spettacoli nei club, nei pub, tutti club di notte, discoteche. Noi le vizionăm spettacolele în așa fel încât să fim siguri că au calitate. Vengono visionati questi spettacoli per vedere realmente la qualità. Ci îndrumăm. E dopo, no? nel aiutarli, seguirli. Io mă duc și negociez cu patronii de discoteci, de cluburi, de pub. Io vado personalmente a negoziare, a contrattare con i proprietari dei locali. Negociez și onorari pentru ei de asemenea. Anche degli onorari per loro. Și asta e un model de a-ți face promovare fără a plăti nimic. E questo è un sistema, un metodo di a promuoverti senza pagare nulla. Pentru că spectatorii care sunt de aceeași vârstă cu actorii care joacă acolo, perché gli attori, no, essendo coetanei dei spettatori, vin la toate spectacolele teatrului în care acești actori joacă. Assistono tutti, vengono volentieri ad assistere ai spettacoli che questi giocano. Și așa eu am toate biletele vendute la toate spettacolele. E così io ho tutti i biglietti venduti a tutti i spettacoli. Questo per una fascia di persone, di giovani. Invece per i bambini, gli anziani, i disabili. Deci am pentru toate categoriile de public, atât în festival cât și în timpul anului, aceste formule de spectacol. Formule non solo nel festival, ma anche durante l'anno per tutte le fasce d'età. Inclusiv dacă o familie vine la teatru cu copii, incluso anche se una famiglia viene al teatro con i bambini, ei dacă se înscriu și mă anunță prin mail atunci când cumpără biletele că au nevoie ca în ziua respectivă copiii să stea toată ziua într-un loc în care să aibă o însoțire specială. Eu am creat împreună cu actorii mei și cu studenții mei. Quindi è stato realizzato proprio uno spazio nel momento dell'acquisto del biglietto, dopo la famiglia tramite un invio di una mail, è stato creato proprio spazio con sostegno per i bambini. Vi do un esempio. Avete uomini che vi vengono la spettacolo qui con copii. Avete un esempio, gente che arriva con i bambini qui allo spettacolo, al teatro. S-ar putea ca respectivi oameni să vină poate direct de la lucru. Probabile che alcuni vengono direttamente dal lavoro.
Și atunci, în sala mică, e allora nella sala pe care voi o aveți pentru repetiții, dove voi fate le ripetizioni, attori tineri și studenții, gli attori più giovani e i studenti, fac un proiect special cu copiii, realizzano un progetto specifico con i bambini, în ziua respectivă, pentru care familia respectivă plătește ceva în plus. E in quel giorno dove la famiglia paga un supplemento, qualcosa in più al biglietto. Este foarte bine și pentru noi, este foarte bine și pentru spectator și pentru copil. È molto buono per noi, per lo spettatore, ma anche per il bambino. Qual è la differenza fra uno spettacolo per bambini e uno spettacolo per adulti? In Romania, cos'è che distingue? Per copisci, per adulti, c'è differenza este. Non solo il pubblico. Non solo il pubblico. Per questo diceva, è una differenza enorme, gigante, gigantesca. I bambini interagiscono direttamente. Și nu au nicio limită în a avea reacții foarte ciudate și foarte stupide uneori, ni se pare nouă, numai că ei au reacțiile adevărate. Senza nessun limite, no? Questo sembra noi, però loro hanno le reazioni reale. Dacă privim în clipa asta sistemul creat pornind de la Disney până la tot ce înseamnă industria care accaparează copilul. Se andiamo a guardare dal sistema Disneyland fino al sistema che attira l'attenzione del bambino. Este creat pe șoc și pe violență. È stato realizzato attraverso lo shock e la violenza. Lucru care eu cred că este greșit în lumea noastră. Io penso che è una cosa sbagliatissima in questo mondo. Bineînțeles că pe copil îl șochează violența, bătălia, știu eu, distrugerea, agresiunea, ura. L'ira, l'ura, l'odio, no? E la battaglia, la violenza sciocca il bambino, no? Traumatizza il bambino. Dar îl și atrage, pentru că e atractivă ura, violența. Però l'odio e la violenza nello stesso momento attira il bambino. Și dacă noi nu vom găsi formula prin care povestea și frumosul să poată să fie cultivat în copil, se non si trova la formula, no, il sistema per attirare il bambino, no, per în mod cert copiii noștri și copiii copiilor noștri vor fi din ce în ce mai depresivi și mai stresați. Man mano, no, che si va avanti i figli dei nostri figli diventeranno molto più depressi. Din cauza asta am dezvoltat un proiect pentru copii. E per questo ho realizzato un progetto per i bambini. Cum dezvoltăm o poveste? Come sviluppiamo un racconto? Și le dăm copiilor împreună cu actorii tineri pe care i-am sau cu studenții. Diamo insieme agli attori e ai studenti che ho insieme. Teme de a se juca, nu știu, pe un basm, în care copiii construiesc alături de actori, alături de studenți, acea poveste. Teme in base a un racconto, no, che i bambini devono realizzare il gioco. Le pun la dispoziție magazia de costume a teatrului. Mettendo a disposizione, no, il deposito di vestiti. Le pun la dispoziție recuzita, care e uriașă a teatrului. Recuzita teatrului, che è enorme. Și atunci copiii primesc responsabilitate. E allora i bambini ricevono responsabilità. Și se implică, caută soluții. E si implicano, cercano soluzioni. Este cea mai bună formă de educație din lume, credeți-mă. La cosa, l'idea, la formula migliore, eccellente, in assoluto nel mondo. Să-i forțăm pe copii să stocheze informații este o aberație. No, forzare il bambino di apprendere, no, di stoccare l'idea
e qualcosa di aberrante. Te duci pe Google, hai toate informațiile acum. Vai su Google, ottieni tutte le informazioni. Ce important pentru copil e să facă legături. E, per il bambino è molto importante fare dei legami, no? Legare. Să aibă iniziativă, să construiască. Di prendere l'iniziativa a di costruire qualcosa. Să-și asume responsabilitatea ceea ce face. Anche di assumersi la responsabilità di quello che fa. Și făcând acest lucru, credeți-mă că pentru noi e ușor acum să constați că în publicul pe care îl am, 70-80% din public e până în 25 de ani. È facile, no? Adesso di vedere... 70-80% c'è un pubblico entro i 20 anni. Deci un viitor extraordinar în față. Să ai un public atât de tânăr, care vine la orice fel de spectacol. Una cosa sorprendente, no? Di avere a qualsiasi spettacolo, a tutti i spettacoli, un pubblico così giovane. Bineînțeles că am, pentru oamenii care sunt peste 60-70 de ani, spectacol în zona melodramei, în zona textului. O anche per il pubblico con i 60 anni, no? Con spettacoli di melodramma. Spettacoli basati per text. Spettacoli basati sui testi. Molte commedie boulevardiere, de asemenea. Delle commedie, insomma, dei grandi boulevard, no? Dei viali, dei grandi viali. Mă duc, bineînțeles, și în zona celor care au handicap, copiilor cu handicap. Vado anche nel tema, no, per chi ha bambini con degli handicap. Numai că încerc de fiecare dată să nu-i tratez ca pe niște copii care au handicap. Però cerco sempre di non trattare il bambino come un bambino che ha l'handicap. Și să îi amestec cu copiii normali în așa fel încât, pentru că cine știe unde este limita handicapului. No, di mischiarli insieme a tutti i bambini perché nessuno sa dove è il limite dell'handicap. În același timp, mergem foarte des în aziluri de bătrâni, în oameni care nu se pot deplasa la teatru. Quindi si va molto spesso nei ospizi, no? Degli anziani, chi non si può spostare al teatro, chi non può andare al teatro. Pentru că în clipa în care am 85 de actori angajați, nel momento in cui ho 85 attori dipendenti, într-o săptămână nu toți joacă. In una settimana non tutti giocano, non tutti vanno. Și atunci eu mă leg de evenimentele pe care comunitatea le are. E allora mi collego agli eventi che la comunità ha. Și văd, a început primăvara, facem sărbătoarea primăverii, facem sărbătoarea femeii, facem sărbătoarea primului copac înflorit. E si fanno, no, a base sul tema l'inizio della primavera, festa della donna, l'albero con noi, i primi fiori dell'albero. Și atunci actorii mei care nu sunt angajați în spectacole în săptămâna respectivă, e allora i miei attori, quelli che non sono dipendenti in quella settimana, non lavorano, sunt obligați să aibă în repertoriu. Sono obbligati di avere nel repertorio poesie, spettacole care vine din zona poeziei, in așa fel încât să pot să mă deplasez cu ei în astfel de spații, să-i putem bucura pe oameni. No, di avere delle tematiche, delle poesie affinché si possono spostare, no, nei spazi. Lucrul ăsta se întâmplă nu numai în această zonă. Questo accade non solo in questa zona. Mergem în școli. Andiamo nelle scuole. Mergem în universități unde suntem legați direct de sistemul de studiu. Nelle università dove siamo collegati direttamente con il sistema dell'insegnamento. În același timp
mergem în instituțiile publice importante care au diverse aniversări. Andiamo nello stesso tempo, nello stesso momento nelle varie istituzioni pubbliche che hanno eventi. Mă duc către toate întreprinderile și către toate business-urile care sunt în regiune. No, le industrie, tutto ciò che riguarda business. Și le spun, eu am cei mai buni actori. E gli dico, io ho gli attori, i migliori attori. Ei pot să facă lucruri extraordinare pentru voi când aveți sărbători. Possono realizzare delle cose fantastiche nel momento in cui avete le feste, no, gli eventi. Și atunci legătura dintre ce face teatru și toată comunitatea, teatru devine placa turnantă a întregii comunități. No, e allora il legame tra il teatro e la comunità, il teatro diventa il punto centrale. Exact, în clipa în care mie mi-e greu. Nel momento in cui a me è difficile. Și nu am suficienți bani pentru un proiect foarte mare. Dove non ho la possibilità di denaro per un grande progetto. Mă duc către întreprinderile mari din municipalitate, din regiune. No, vado verso le grandi industrie del municipio, della regione. Și spun, am nevoie de sprijin. E dico, ho bisogno di appoggio, ho bisogno voi di aiuto. Câștigați datorite nouă. Tutti voi guadagnate grazie a noi. Și bineînțeles că ne ajută. E anche a questo, da. Grazie a questo ottengono dei finanziamenti. E adevărat că lucrul ăsta l-am făcut în 21 de ani. È vero che pe o zi pe alta. Questo lavoro è stato fatto nel percorso di 20 anni. Non da un giorno all'altro. Pentru că fiecare lucru a fost construit cărămidă cu cărămidă, așa cum au fost făcute aici cărămizile. No, e tutto è stato fatto mattone con mattone, così come è stato fatto anche qui. Bineînțeles că am proiecte încă ani mulți de acum încolo. Ho progetti per tanti anni, per futuri anni. Întâmplător vorbeam de dimineață că voi face un teatru nou. Non per caso parlavo stamattina che farò, realizzerò un nuovo teatro. Împreună cu un centru de congrese. Insieme, no, con un centro di congressi. Numai că teatru pe care îl voi face va fi cel mai funcțional teatru din lume. E questo sarà il teatro più funzionante del mondo. Voi avea trei săli de spectacol. Avrò tre sale, no, per spettacoli. Nu mari. Non grandi. Una va fi de 500 de locuri. Una sarà di 500 posti. Una de 300. Una da 300 posti. Una de 150. E una da 150 posti. Dar noutatea extraordinară va fi faptul. E la novità sarà il fatto. Pentru fiecare scenă a fiecarei săli. La scena di ogni sala va avea câte un spațiu de repetiții, avrà uno spazio, no, per poter ripetere exact de aceleași dimensiuni și cu exact același echipament tehnic, e con lo stesso numero, no, di posti, la stessa grandezza e con lo stesso materiale, în așa fel încât eu să nu mai ocup niciodată sălile de spectacol cu repetiții, e affinché non dovrò più occupare le sale, no, di spettacoli con le repetizioni, di non usarle più. Sălile de spectacol vor deveni spațiu public pe care eu le voi transforma în modalități de utilizare a lor pe parcursul zilei pentru comunitate din care eu voi câștiga. Nell'utilizzare queste sali, non facendo le repetizioni là dentro, lascia la possibilità nel realizzare dei nuovi progetti e la possibilità di realizzare dei progetti per la comunità. În același timp, pentru sala de 500 de locuri voi avea o scenă imensă. Nello stesso momento, per la sala di 500 posti avrò una scena molto grande. Voi avea 68 de metri adâncime. 68 metri di adâncime, profondità. 26 deschidere. 26 apertura. Și 48 înălțime. E 48 altezza. Deci acolo va putea să intre de la Cirque du Soleil până la orice operă, orice trupă rock.
Potrei intra di tutto, fino a qualsiasi... E in același timp, celelalte două săli... Nello stesso momento, le altre due sale... Le voi construi pe formulă modulară... Saranno costruite per una formula modulare... În așa fel încât să pot să le unesc la un moment dat... Così riesco a unirle a un certo punto. Și să pot să fac o sală între 3.000 și 5.000 de locuri. E così a tal punto di realizzare una sala tra 3.000 e 5.000. Și acolo voi putea să aduc tot ce vreau eu din lume atunci când am nevoie. In quel momento potrò portare qualsiasi cosa dal mondo, quello che io voglio. Voi acoperi totul cu o platformă uriașă. Tutto sarà coperto con una piattaforma gigante, gigantesca. Unde voi construi spettacoli de stradă? Dove realizzerò dei spettacoli di strada. Unde voi face în timpul iernii spettacole, filme, tot ce vreau. Dove per il periodo invernale realizzerò dei spettacoli, film, quello che voglio. Și totul va fi acoperit în panouri voltaice care va da energia întregului centru. No, e tutto sarà coperto con i pannelli solari che poi darà energia e tutto il... No. Iar arhitect pentru acest proiect este Calatrava. L'architetto è Ala? Pentru totul. Sì. Calatrava, cel mai Calatrava. Important. Calatrava. Cel mai important è l'architetto al Europei. È il più importante architetto europeo. El va face și centru de congrese. Lui realizzerà sempre anche il centro dei congressi. Și atunci eu nu voi mai avea nevoie de politicieni. E in quel momento io non avrò più bisogno dei politici. Voi avea nevoie de administratori foarte buni. E avrò bisogno di buoni amministratori, no? Pentru că eu am creat deja turismul cultural. Perché... Toată lumea vine la Sibiu pentru calitatea culturală. Già avrò realizzato il turismo culturale, tutti quanti verranno per la cultura a Sibiu. În clipa în care voi avea și centru de congrese. Nel momento in cui avrò anche il centro dei congressi. Atunci oamenii din zona business-ului vor veni la Sibiu să-și facă congresele. Anche la gente del mondo del business, no, degli affari verranno là. Și se vor bucura de această ofertă unică pe care o voi face pe lângă tot ce am construit până acum. No, nel trarre buon frutto, no, da tutto quello che ho realizzato. Și sunt convins că atunci când voi muri, sono convinto nel giorno in cui morirò, îmi vor face o statuie, mi faranno una statua, și în spate vor pune o budă publică. E dietro metteranno un bagno pubblico. Volevo continuare un po' il discorso sui bambini. Brava, continua il discorso per copi. Perché ho capito che insomma il sistema in Romania è un po' diverso dal sistema in Italia, no? Io faccio questa. Io faccio questo. Purtroppo il sistema è lo stesso, è uguale, così fa male anche il sistema. Il sistema non intendo il governo, la politica. Intendo l'organizzazione del teatro, no? Organizzare il teatro. E noi in Italia abbiamo delle compagnie che si sono specializzate nella creazione di spettacoli per bambini. Anche in Romania. E quindi che usano anche delle tecniche teatrali particolari, più adatte al pubblico dei bambini, no? Allora penso al teatro di marionette, al teatro di burattini, dei papucci, È identico al vostro. Noi è solo noi cambiamo, no? Il sistema. Ma succede che perché qui da noi, insomma, gli attori che fanno spettacoli per bambini di solito non fanno
anche di spettacoli per adulti, no? Piesele pentru copii, nu fac și piesele pentru adulți. În teatrele din România, în teatrele din România specializate într-adevăr pentru copii, actorii joacă într-o altă cheie decât actorii din teatru dramatic. Deși la noi la fel. Da, absolut. Anche sul sistema romeno, no, è uguale a quello italiano. E un exemplu celebru al unui mare, mare actor din teatru de copii și de păpuși. Un esempio, no? Un celebre attore del mondo dello spettacolo per i bambini. A fost întrebat de un cronicar care este următorul tău rol. È stato chiesto da un critico quale sarà il suo prossimo ruolo. Și l-a spus, voi juca ursul din nu știu ce poveste. E lui ha risposto, giocherò l'orso di non so quale racconto. Și criticul l-a întrebat, pentru aniversarea ta de 65 de ani, ce ți-ai dori să joci? Il critico lo stesso ha posto la domanda, per il tuo 65esimo anniversario, cosa desideri giocare? Și l-a răspuns, un om. E lui ha risposto un uomo. Nella programmazione del tuo teatro, no? Hai anche un programma riservato soltanto ai bambini o no? C'è un programma nostro dedicato numai ai copilor. Adițional cu spectacolele de seară, totdeauna avem o ofertă pe ce înseamnă construcția unei povești. Ogni volta che hanno la proiezione di uno spettacolo hanno già un tema per un racconto. Și de asemenea studenții. E lo stesso i studenti. Sunt obligați ca să construiască spectacole muzicale pentru copii. Sono obbligati nel realizzare dei spettacoli musicali per i bambini. Asta include posibilitatea lor să cânte la instrumente și să-i determine pe copii ca la rândul lor să cânte vocal și să cânte la instrumente. E quindi questa no implica, incita il bambino nel suonare o cantare o suonare un strumento o cantare. Ma, quando parlavo di differente sistema, no? Allora, nella nostra stagione teatrale, quindi in periodo questa dei spettacoli teatrali, non solo nella nostra, ma in quella di tanti teatri in Italia, no? In generale in Italia, in teatri in Italia. Il programma viene distinto in spettacoli, diciamo, per adulti che si fanno la sera e spettacoli, programma di spettacoli per bambini. Allora, qui... No, da noi sistema romeno insieme, no? La teatro mio... Ah, solo al teatro mio è insieme. In teatrele pentru copii e program la ora 11, la ora... In generale nei teatri per i bambini ci sono la programmazione, no, alle 11, sì, di mattina, pomeriggio, sì. Poi noi... Per esempio, due volte al mese, la domenica, abbiamo dedicata ai bambini. Ho dedicato quindi c'è uno spettacolo al mattino e uno al pomeriggio. Uno di Mineazza, domenica c'è uno dopo Amiasa. E poi lunedì e il martedì lo stesso spettacolo viene ripetuto per le scuole. Viene ripetuto per le scuole. La domenica i bambini vengono con i genitori e i giorni feriali vengono... Con insegnanti, quindi insomma c'è una programmazione molto importante, no? Dedicata ai bambini. È molto importante che i bambini siano portati al teatro. E poi noi abbiamo anche un corso di teatro che è dedicato ai bambini. Ha uscito un corso di teatro dedicato a copilor. Solo per i bambini. Due volte alla settimana. Eccellente. De dor pe săptămână. Vengono per fare copii vin să facă activitatea teatrală. E poi realizzano uno spettacolo. Și după aceea realizează un spettacol. Ogni anno.
de fiecare dată la sfârșit realizează un spectacol, la sfârșit de an. Copiii sunt puși să facă un spectacol. La cosa buona, no? Che è importante che i bambini vengano a fare, realizzare uno spettacolo. Allora, su questo tema, insomma anche del coinvolgimento, no? Di, de degli spettatori, ma anche del giovane pubblico, tineri spettatori, anche di dei cittadini, no? Tu parlavi stamattina di questo progetto Citizens on Stage, no? È un po' questa idea, no? Innanzitutto di sviluppare nuovo pubblico, no? Per svolta un pubblico. Puoi spiegarci solo un po' il progetto? Il Este unul din cele mai mari proiecte în clipa asta din Europa. È uno tra i più grandi progetti in questo momento in Europa. În proiect sunt Teatrul Național din Bruxelles. No, nel progetto sono il Teatro di Bruxelles. Teatro Nazionale. Teatro Nazionale di Bruxelles. Odeon de la Paris. Odeon di Parigi. Festivalul de la Avignon. Il Festival di Avignon. Teatro Stabile Mercadante di Napoli. Teatro Stabile Mercadante di Napoli. Teatro Folk di Göteborg. Teatro Folk di Göteborg. Sibiu. Sibiu. Young Vic della Londra. Young Vic di Londra. Și Volksbühne din Berlin. E il teatro di Berlin. Suntem 9 structuri. Siamo 9 strutture. Și s-a plecat de la modelul Sibiului, care a reușit până acum să dezvolte 66 de spații de joc în tot orașul. E tutto questo iniziato da Sibiu che ha iniziato con 66 postazioni, no, di Teatrul Național din Bruxelles, pentru că ei sunt foarte aproape de Comisia Europeană, este cel mai practic. Loro sono più vicini alla Commissione Europea. Și atunci am preferat ca ei să fie lideri de proiect, pentru că orice schimbare și totdeauna... E così la scelta che loro siano, no, lider da, de progetto. Trebuie să agreate de Comisia Europeană. No, per avere... Ideea a plecat de la cum faci să aduci la viață un oraș prin teatru de toate formele. È tutto partito da come far crescere un paese attraverso il teatro. Teatru de toate formele. Di qualsiasi tipo, di qualsiasi forma. În același timp, cum implici cetățenii în programul intim de creare a acestor spectacole. E nello stesso momento come cerchi di coinvolgere la comunità in questo tipo di spettacolo. Și cum aduci celelalte categorii de artiști alături de actori, de regizori și de cei care fac spectacol. E come porti le altre categorie di di artisti, le altre categorie che affiancano che affianchi l'attore. In același timp, cum implici școala? Come școala care produce actori profesioniști, dar și școala normală într-un astfel de proiect. Come cerchi di coinvolgere sia la scuola di attori professionisti, ma sia la scuola normale. În același timp, cum dezvolți scritura dramatică, în așa fel încât să găsești noi dramaturgi care să aducă texte noi. E anche come sviluppi, dezvolti, no? Sviluppi il tema della... Ați spus, della... dramaturgie? Da, adică cum creezi noi dramaturgi? Come realizzi, no? Come crei nuovi dramaturgi? Da. În același timp, cum reușești să poți să faci turnee cu spectacolele pe care tu le faci? Nello stesso momento di pensare come realizzare i tornei con il spettacolo, sì, i tornei. Și atunci, cele 9 structuri care am
hotărât să lucrăm împreună. E allora le nuove strutture che abbiamo deciso di lavorare insieme. Am făcut acum 3 ani acest proiect. Abbiamo realizzato 3 anni fa questo progetto. Și el este pentru o perioadă de 5 ani. E per un periodo di 5 anni. Am pus împreună 3 milioane de euro. Abbiamo messo insieme 3 milioni di euro. Și am primim de la Comisia Europeană 3 milioane. E riceviamo dalla Comunità Europea 3 milioni. Ce e important particular pentru mine. La cosa no che è fondamentale in particolar modo per me. E faptul că pe lângă avantajul că jumătate din costuri pentru spectacole și pentru toate proiectele astea le primim de la Comisia Europeană. No, perché metà del denaro lo ricevono da parte per i spettacoli lo ricevono da parte della Comunità Europea. Pot să aduc toate numele pe care eu le-am pronunțat în festival în fiecare an. Posso portare i nomi, tutti i nomi che io ho portato nei festival. Adică în clipa în care poți să aduci an de an Odeon de la Paris, sau Emma Dante, sau Teatrul Național din Bruxelles, sau Abadia de la Madrid, sau Volksbühne de la Berlin, cu jumătate de preț numai, este un avantaj extraordinar. No, portando tutte queste a metà prezzo, no, elencati prima, ma sono stati portati tutti a metà prezzo. L'attività principale di quali sono? Di fare delle coproduzioni? Da, avem împreună 12 coproducții. Hanno insieme 12 coproduzioni. Sì. În același timp avem alte 12 ateliere făcute cu regizori tineri. E nello stesso momento altri 12 no proiezioni con con registi giovani. Dar care de fapt s-au transformat tot în spectacole. Che si sono trasformati anche sì in spettacoli. Deci practic din start pe parcursul a 5 ani noi avem 24 de spectacole pe care le turăm în cele 9 locații. No, hanno 24 spettacoli che fanno girare nelle nuove nazioni. Sibiu, qual è il contributo? Sibiu c'è contributo da proiectul lui acesta. Cum este implicat? În primul rând că până acum am fost coproducător la toate spectacolele. Sono stato coproducătore a tutti i spettacoli. Pentru că eu pe toate spectacolele le aduc în festival. Eu sunt cel mai mare beneficiar dintre toți. Sono il più grande beneficiario di tutto, tra tutti. Deci toate 24 ajung la Sibiu. Tutti i 24 spettacoli arrivano a Sibiu, nel festival di Sibiu. La teatro stabile ajung numai 5 sau 6. Nel teatro stabile arrivano solo 5-6. Pentru că ei au hotărât, vrem numai asta și asta. Loro hanno preso la decisione, vogliamo questo, vogliamo questo. Cam același lucru se întâmplă și cu Göteborg. Lo stesso succede, accade anche con Göteborg. Și cu Abadia de la Madrid. De la, Abadia di Madrid. Celelalte teatre au mai multe, Teatrul Național din Bruxelles, după mine au 18 spectacole. Il Teatro Nazionale di Bruxelles dopo di me ha 18 spettacoli che porta. Dar contribuția este egală. Però il contributo è uguale. Tu conoscevi già prima i partner del progetto? Da, conoscevi. Conosceva, sì, tutti. Îi spuneam Nicoletei, până acum am călătorit în 144 de țări. Poco prima si parlava che ha viaggiato in 144 nazioni. Și când spun 144 de țări, în Italia am fost de vreo 50 de ori. E quando dico 144 nazioni, in Italia sono stato una cinquantina di volte. Deci înseamnă o țară. Significa una nazione. Ci sono dei consigli che puoi c'è dare sfatur, dați. A chi vuole fare un lavoro di rete, no? Cine vrea să facă o muncă directă la nivel european.
quali sono stati i problemi che hai vissuto in questo progetto? Un progetto che sono stati i problemi totdeauna un astfel de proiect nu poate să plece decât de la comunitatea care îl promovează. Cioè tutto questo progetto può solo partire dalla comunità, cioè si parte dalla de comunità. La oamenii și de la artiștii locului. Degli artisti e degli abitanti del posto. Nu crede în mercenari. Non crede nei mercenari. Poți să existe consultanți? Possono esistere dei consulenti. Poți să existe oameni care să ajute? Possono esistere della gente che aiuta, collabora. Dar proiectul, dacă nu este născut de comunitatea respectivă, este un proiect care nu se va dezvolta ulterior. Cioè, il progetto deve nascere della comunità, se no non si avvia, non parte. Cosa intendi per comunità? Senza legge prin comunitate. Înțeleg, în primul rând, tot ceea ce înseamnă spiritualitatea unei comunități. La spiritualità di una comunità. Spiritualitatea unei comunități vine din toate instituțiile culturale pe care le are. Da parte di tutte le istruzioni, no? Culturale, istituții culturale. Din toate festivalurile și toate evenimentele care s-au construit de-a lungul timpului. No, da parte di tutti i festival che sono stati realizzati. Din toate obiceiurile și tradițiile pe care comunitatea respectivă le are. Da tutte le tradizioni e la cultura che un posto ce l'ha. Și aici vorbesc de obiceiuri și de tradiții atât culturale cât și religioase și de tradiții care țin de muncă, de hrană, de tot. Quando si parla di tradizioni, no, non solo quelle culturali, ma anche quelle religiose, del cibo, da tutto. Pentru că eu cred că dimensiune culturală are orice, pornind de la felul în care arăm pământul până la felul în care facem vinul. No, tutto parte da come si ara la terra, no, si coltiva, come si produce il vino. Se face uleiul, care sunt la produzione dell'olio, quali sono le feste. Oamenilor care fac toate aceste activități. No. Din această unicitate a locului poți să naști proiecte interesante. Da questa complicità della comunità possono nascere dei progetti. Questo progetto in particolare, no? C'è questo progetto in particolare. Il lavoro hai fatto con la comunità. C'è lucro a sfoco con comunitate. Su questo specifico progetto. Pentru acest specific. Ce am spus, în primul rând am adunat toate instituțiile culturale. No, la prima cosa che no, le istituzioni culturali sono toate state. Toate evenimentele culturale. Tutti gli eventi culturali sono stati radunati. Tot ceea ce înseamnă zona educativă. Tutto ciò che significa zona culturale, scuole, educativa, scuole, università. Și apoi m-am întâlnit cu responsabili diverselor comunități. E dopo ho incontrato i rappresentanti delle diverse comunità. Atât religioase, sia religiose, cât și ca naționalități. Neanche come naționalità. Vă dau un exemplu. La Sibiu există regele țiganilor de pretutindeni din toată lumea. Un exemplu, no? A Sibiu există e c'è il re dei zingari di tutto il mondo. Și în același timp, împăratul țiganilor din toată lumea. E nello stesso tempo anche l'imperatore di tutti i zingari del mondo. E absolut aberrant. È qualcosa di aberrante. Dar ei au putere. Di fuori dal comune, però loro hanno il potere. Uno are o stradă cu zeci de case. Uno c'ha una strada con tantissime case. Altul are altă stradă. L'altro ha un'altra strada. Cu
cu două săptămâni înainte de fiecare festival pe care îl organizez. Con due settimane prima di realizzare un festival. Mă duc și am negocieri cu amândoi. Vado nel parlare, nel prendere accordi con loro. Și le spun ce le dau. Dico loro cosa gli offro. La unii le ofer un număr de spectacole de flamenco să-și aducă invitații. Offrono, per esempio, a dei spettacoli di flamenco dei posti, così loro possono avere i loro invitati. La altu îi ofer un număr de spectacole în care e vorba fie de țigani de origine care au făcut acele spectacole, fie de coregrafi, fie de oameni care sunt în legătură cu această etnie. E all'altro, per esempio, gli offro tutto ciò che magari tiene della sua etnia, che sia dall'attore, dal regista, no? Offre a lui, insomma, la possibilità di assistere allo spettacolo. Și în schimb, îmi dau următorul lucru. E io ho in cambio. Pe parcursul întregului festival, cu 5 zile înainte de festival și 5 zile după. Per tutta la durata del festival, sia 5 giorni prima, ma anche 5 giorni dopo. Nu există niciun cercetător în Sibiu și în regiune. Né nella regione né a Sibiu non ci sono le persone che chiedono l'elemosina. Și nu există niciun. E nessun ladro. Fără ajutorul poliției. Senza l'aiuto delle forze dell'ordine. Hai fatto qualche progetto con la comunità rom? Hai fatto un progetto con la comunità cigani lor? Di teatro? De teatro? In cui loro recitano con... Sì. Am coprodus Romeo și Julieta, unul din cele mai frumoase spectacole. Romeo e Giulietta. Făcut cu teatru țigănesc care a fost o vreme în Germania, care din păcate a dispărut. Iar acum, anul viitor, am un mare proiect. Per l'anno prossimo ho un grande progetto. Cu Teatrul Național din Stuttgart. Con il Teatro Nazionale di Stuttgart. Și cu Teatrul Național din Oslo. Con il Teatro Nazionale di Oslo. Cu exact ceea ce se întâmplă aici la voi. Poate vă luăm parteneri. Tutto quello che succede nella vostra zona e forse vi prenderemo partner. In che senso? Che si intende in zona? In che senso? Che significa in zona? Va fi un spettacolo per care il creem dopo testo lui Lessing Nathan Înțeleptu. In care este vorba de multiculturalism. No, preso da spunto dal sì con. Și textul va fi îmbunătățit și rescris. El testul sarà riscritto e arricchito. De Fritz Katter, unul din cei mai importanti scriitori în clipa asta din Germania. El più importante scrittore di momento tedesco. Și va fi montat de Armin Petras, care este directorul teatrului din Stuttgart. No, el montaggio. Da. Sì. Iar spectacolul se va petrece undeva într-un hol de hotel mediteranean. No, e l'azione sarà nella hall di sui corridoi di un albergo mediterraneo. Dar care va putea să fie și zona de mare? Può essere una zona di mare. Și zona de amintire. Può essere una zona di ricordo di în care se va vorbi în primul rând de ce înseamnă în clipa asta agresiunea emigrației și a țiganilor. Si parlerà no soprattutto dell'aggressione degli emigranti e anche dei zingari. Și voi folosi doi mari artiști din România, țigani. No, utilizzerò due grandi artisti romeni zingari. Uno di ei, cel mai mare interpret la țambal.
c'è il strumento con vari il cimbalo con vari pezzettini. Dar el e genial. E un cântăreț care cântă de la Bach la Beethoven. È geniale, da suona da Beethoven a tutto. Iar când pornește în improvizație, e nebun să-l vezi ce improvizează în biserică. È un matto quando inizia a improvvisare, soprattutto in chiesa, quando inizia... Come immediato, ho un lapsus. Ma un lapsus, appena si ricorda. Și cea mai importantă cântăreață de muzică lăutărească. Muzică de mahala. Sì, la cantante di musica tradizionale di zingari, no? Sì. Și voi folosi. Da. Nu numai muzica țigănească nu e numai românească. La muzica in generale zingara è una cantante di musica. Vorbim de influența în primul rând balcanică și turcească. Vorbim de influență de asemenea care vine dinspre zona flamenco și de asemenea din zona indiană. No, de la influența care vine de la zona balcanică, indiană, flamenco. Și proiectul ăsta îl vom face cu actori din cele trei teatre. E questo progetto lo faranno con gli attori dei tre teatri, sì. În același timp vom construi trei decoruri. Si construiranno sì tre scenografie. Și voi pune distribuție triplă în așa fel încât eu să rămân cu un spectacol, Stuttgart să rămână cu un spectacol, Teatrul Național din Oslo să rămână cu un spectacol după deschiderea oficială. Dopo l'apertura ufficiale con ognuno deve restare con uno spettacolo, quindi la riproduzione di tre volte dello spettacolo. Ho visto lo spettacolo di Balanescu. Balanescu è uno dei artisti mari di Romania care trăiește la Londra. L-am adus anul ăsta în festival împreună cu Pippo Del Bono. A avut un spectacol extraordinar, Orchidee. L-a portato quest'anno al festival e ha avut un successo impresionante. Da. Da. Nu de București. No, din București. Da. Din București. Însemnările unui nebun. Gogol. Da, ai văzut la noi. Da. Lo avete visto în festival. În Italia l-ai văzut? Eu l-am adus în festival acum 2 ani. L-ho portato a festival 2 anni fa. Am crezut că aici l-ai văzut. Nu, l-a văzut anul acesta în Firenze. Da. Da. Foarte frumos. Foarte absolut. Absolut. Actorul absolut. Extraordinar. Da. Foarte bun, foarte bun. Molto bun. Dar și Bălănescu, un cântăreț extraordinar. Bălănescu. Da. È uno dei cantanti più conosciuti, famosi, Bălănescu. Sì. Bene. Molte domande, Molte întrebări. Molte întrebări. Sembra vero, dico, che possa esistere. No, era una riflessione. Che ci sia tanto da dire, davvero, tanto da fare, tanto da pensare. E bellissimo davvero, grazie. Dar sunt atât de mulți oameni pe care îi bucur și care sunt în spatele meu și care duc mai departe ceea ce eu fac. C'è tanta gente, no, che alle mie spalle e portano avanti quello che faccio. Când vezi un oraș care este mic totuși, de 200.000 de locuitori, un oraș 200.000 abitanti, e una città piccola. Și când vezi zi de zi aproape 100.000 de spettatori. E quando vedi 100.000 spettatori. Este incredibile, este unic în lume. Qualcosa di unico nel mondo. Și când vezi că aduce atât de multă bucurie. E quando vedi, no, che porti tutta questa felicità, allegria. E sembra che dormo meglio la notte. Mi fa dormire meglio la notte. No, io sono stato impressionato un po' dalla da questa città, no? Che poi non è grande. Mio mare.
Sono vedere passare delle giornate, sono travolto dal teatro, dagli artisti, da quello che c'è, in ogni momento della giornata c'è qualcosa che ti può interessare, no? Insomma, quando abbiamo fatto lo spettacolo noi, io ero seduto a fianco a Rodrigo Garcia. Che noi spettacolo eravamo che è uno dei sono registi più importanti che abbiamo adesso, no? È stato invitato tre volte ad Avignon come regista per portare, no, i spettacoli. E mi sorprendeva che lui si divertiva. Nel lo spettacolo rideva continuamente. Assolutamente allo spettacolo. Pur facendo spettacoli completamente diversi da quello che facevamo noi. Abbiamo avuto poi la possibilità anche di parlare dopo lo spettacolo a lungo con lui. E quindi a CB ho incontrato Georges Bagnou, che prima di allora avevo solo letto i libri suoi e non riuscivo a immaginarmi che come fosse. Nella pausa ho parlato con lui al telefono. Come legge? E mi ha chiesto come legge. Ancora non l'ho vista la città, ho risposto. Conosce Lecce? No. Sì, è venuto. Se si gioca a la Lecce. Forse non Lecce, ma è venuto a fare con Eugenio una ista. Nafos. No? Nafos no? La Eugenio. No? Non è stato da Eugenio. Per questo mi ha detto vai per forza, io non ho visto la casa di Eugenio. Sono amici, hanno scritto i libri insieme. La città, il festival, vivi davvero, respiri davvero il teatro, no? In tutte le sue forme, in tutte le sue dimensioni. Eugenio ha fost de 4 ore până acum la festival. Eugenio è stato già 4 volte al festival. Ha ținut ca alea celebrităților să fie deschisă cu el, adică e primul. No, è primo nell'apertura con le celebrità. Dopo inizia con lui. E Arian Mushkin. Dopo è Arian Mushkin. E abia dopo ei doi e Peter Brook. E dopo loro due arriva Peter. Am ținut și țin enorm de mult la el pentru că eu cred că în comparație cu Peter Brook el a făcut mult mai mult pentru tot ceea ce înseamnă zona educațională. Ha fatto molto di più per la zona educativa, sì, educazionale, sì. Și ultima dată când m-am întâlnit cu Eugenio, l'ultima volta che ho incontrato Eugenio, să-l aduc pe Purcărete și pe Ofelia Popi, care mi ha chiesto, no, Ofelia Popi e Purcăreti, Mefistofel, ca să-i cunoască. Voleva conoscerli, no? Voleva incontrarli. Și cum Eugenio e nebun. Come Eugenio è matto. Când au venit ei doi. Quando sono venuti. S-a așezat în genunchi și le-a luat. Si è inginocchiato e le ha preso le gambe, no? Le-a abbracciato le gambe. S-a speriat amândoi. Sono spaventati tutti e due, non riuscivano a capire, non sapevano cosa fare. Da, și după aia am avut o noapte în care am vorbit cu el și mi-a spus nicăieri în lume nu există un festival în care să vezi atâta calitate și atâta diversitate. Una notte, no? Mi sono trattenuto con lui a parlare e mi ha detto che in nessun festival non ha visto tanta qualità. Și atâta diversitate. E tutta questa diversità. Che nicăieri nu există. Da nessuna parte non esiste un festival. Se atât de mult de educație, de viitor. No, nessun festival che riesce a prendersi cura dell'educazione, de viitor, del futuro, del pubblico, de scrittura drammatica, della scrittura drammatica. Cărți, să poți să tipărești cărți. Da libri per poter pubblicare libri. Și asta ne leagă. E questo ci unisce.
penso che possiamo chiudere, no? Se non ci sono domande. Poi insomma, Costantino rimarrà qui con noi fino al 23, no? Il 23. Poi la mattina del 23. Parteciperà a questa conferenza che teniamo al MUST insieme ad altri direttori di festival e di teatri. Se poi insomma noi lo incontreremo ancora in questi giorni, se abbiamo altre curiosità, altre domande lo possiamo fare. E quindi lo ringrazio. Certo, molte poveste. Ha tanti racconti, tante cose da raccontare. Tanto. Grazie. Ringrazio te per il tempo. Grazie. Vă mulțumesc. Man, we have the meeting with...